Vremea frumoasă din acest sfârșit de săptămână va atrage din nou turiștii în stațiunile montane din județ. Autoritățile recomandă însă precauție, mai ales după ce în Maramureș s-a produs o avalanșă în munții Rodnei, iar acest pericol persistă din cauza încălzirii vremii. Jandarmii montani vor fi și ei la datorie în Borșa, dar și în celelalte posturi montane din Cavnic, Șuior, Valea Vaserului și Țibleș. Jandarmii montani sunt la datorie în zona stațiunilor turistice și pe traseele montane pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, precum și pentru salvarea și evacuarea celor aflați în dificultate. Pentru a evita accidentările pe pârtile de schi, reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Maramureș vin cu o serie de recomandări pentru turiști. Orice fel de incident poate fi semnalat atât oamenilor legii aflați la fața locului, cât și la numărul de urgență 112. Pentru un sfârșit de săptămână fără evenimente negative, recomandăm iubitorilor sporturilor de iarnă să nu coboare pe pârtile de schi utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale, iar în cazul în care sunt victimele unui accident pe pârtea de schi sau când sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să se adreseze direct echipajelor de jandarmi din zonă sau să solicite sprijin prin sistemul unic de urgență 112. Cele mai multe probleme pe pârtii apar atunci când turiștii nu țin cont de gradul de dificultate în raport cu propria pregătire și se aventurează pe porțiuni care le depășesc abilitățile tehnice. Oricât de bine ar fi pregătiți, iubitorii sporturilor de iarnă nu sunt încurajați să schieze în afara pârtilor, mai ales în condițiile în care există pericol de avalanșă.